Grădinița Peștișorul de Aur, fostă 241, una dintre unitățile de elită dintre grădinițe și unitate foarte mare. Are și o curte mare, clădirea în sine este mare și au necesitat o serie de lucrări mai deosebite, dincolo de reabilitare, modernizare. S-au făcut lucrări de consolidare și pot să spun aici, să fac o remarcă, că suntem printre puținele sectoare din București care au reușit să consolideze clădiri astfel în acest moment, în pofida situației care a apărut în presă, noi nu mai avem nicio grădiniță în clasa de risc sismic 1. Și grădinița 241 Peștișorul de Aur face parte din această categorie de clădire consolidată. De aceea copiii vor avea parte de condiții foarte bune de învățare, de joacă și de petrecerea timpului liber. Da, într-adevăr, revenim la subiect. Clădirea fiind mai mare, au fost necesare un pic mai multe lucrări, îndeosebit în partea de subsol, unde au trebuit schimbate o serie de instalații pentru a funcționa în condiții bune și centrala termică și bucătăria și spălătoria și toate celelalte anexe gospodărești. Apoi a trebuit să fie refăcută instalația de supraveghere. Fiind o clădire mare, traseele sunt mai lungi, mai dificile. S-a lucrat un pic mai mult, am recuperat. Copiii sunt mutați deja acolo și pot să dau o veste în avans. Curtea grădiniței 241 Peștișorul de Aur va intra într-un amplu proces de reamenajare, aici incluzând spațiile verzi, aleile și, foarte important, locurile de joacă. Acestea vor fi renovate, eventual înlocuite, dacă este cazul. Suprafața de joc va fi pus tartan, spațiile verzi vor fi reamenajate, poarta, gardul, va fi o grădiniță model.